Apollo și Păstor. Apollo, zeul grec al muzicii, era foarte mândru de cât de bine cânta el la liră. Nu avea seamă nici pe pământ și nici în ceruri. Într-una din zile, în schimb, află că Marsias, păstorul, știa să cânte la flaut la fel de frumos pe cât știa el la liră. Îl chemă deci pe Marsias pe insula Delphi să se întreacă cu el. Marsias a acceptat cu condiția ca judecători să fie oamenii, nimfele și satirii. Apollo nu a fost de acord cu el, dorind ca cele 9 muze ale sale să vină ca judecători. Așa a început concursul. Zeul și păstorul se înfruntară. Din instrumentele lor se auzeau melodii de o măiestrie rar auzită. Muzele erau judecătoarele. Marsias a cântat la flaut și a înfrânt lira lui Apollo. Apollo, auzind acest lucru, a cerut să mai cânte o dată. Atunci Apollo a cântat și cu glasul. În acel moment, muzele l-au declarat învingător. Marsias a zis că nu era corect, deoarece Apollo a cântat și cu gura. Auzind acestea, Apollo nemulțumit propuse o altă probă. Ar trebui să ne mai întrecem o dată, deoarece eu pot cânta cu lira când dintr-o parte, când din alta, pe când Marsias nu poate cânta decât dintr-o parte. 5 muze au fost de partea lui Apollo și 4 muze au fost de partea lui Marsias. Astfel l-a învins Apollo pe Marsias. A pierdut Marsias pentru că nu se poate cânta la flaut dacă este ținut invers. Săracul sufla și sufla, dar niciun sunet nu ieșea din flaut. Apollo, cu toate că a câștigat concursul, nu a primit nicio recompensă pentru că nu a reușit să-și învingă adversarul într-o luptă dreaptă.